Uite! Oh, fratele meu, ce e asta, mă? Bă, asta e mama lui Granny! Prima zi, day one. Mamă, deci ce amintire am cu ăsta? Eu cred că am jucat, nu exagerez, poate 50 sau 100 de jocuri cu Granny când am început canalul Cocolix. Iar acum s-a pus un update foarte mare, am apucat și o să-l joc acum. Vedeți pe ce este vorba. Vă mulțumesc foarte mult toți cei care mi-a scris că a apărut ceva nou. Chiar apreciez. Sunteți ce trebuie. Și mi-ați spus voi că trebuie să scap în subsol. Știți cum sunt eu? Eu nu sunt ca ceilalți, total diferit prin faptul că eu încep un joc pur și simplu așa, de felul meu, așa, pe blind. Și descoper că mi se pare mai tare react-ul decât să vă dau un tutorial. Că jocul e bun, că nu e bun, asta este. Bun. Vedem ce putem să facem aici. Din câte am înțeles, trebuie să găsim, uite, ok, weapons key. Apoi mă duc direct ca să o împușc. Dar n-am arme infinite, mi se pare. Mi se pare că gloanțele sunt destul de... Nu. Bunii, te rog frumos, lasă-mă să-mi iau weapon key-ul ăla, că nu știu pe unde să merg. Băi, nu mai știu minte așa de mult cu Granny, închid ușa în față, semn de respect. Nu mai închid nicio ușă în față. A să vină după mine. Ia uite, închid ușa în față. A, uite aici este, parcă dărâmam cutiile astea cu greu. Așa. Și parcă aici era weapon key-ul. Să-mi puș pe asta ca să-mi pot să-mi bucur de viață. Ok. Bunii, hai puțin la mine dacă mai vrei să discutăm. Ia vină cu ace. Dar ce bine te simți tu. Ai pățit ceva, nu te simți bine? 2 minute! Două minute, n-am treabă. Să-mi pun un ceas. Ok, m-am uitat puțin la ceas. Trebuie să-mi pun un cronometru. Ok, uite ce frumoasă ești. Mamă, da. Știu că au scris unii pe Reddit, pe unde au scris că ăsta e după caz real. Mi-este foarte greu să cred că un om, în realitate, poate să arate așa. Deci mi-e greu să cred. Poate că e posibil, mie mi-e greu să cred. Ok. Găsim aici, găsim ursulețul și bucată de pușcă. Asta e bună. Hai că iau cu mine. Hai să vedem ce găsim pe aici, așa. Pare gloanțele astea reutilizabile, că au văzut că au căzut pe jos. Vedem ce putem să găsim și nu uita, dacă vă place genul ăsta de joculețe, să rupeți butonul de cocolike. Foarte mult apreciez asta. Și asta înseamnă că vreți să mai facem serii sau joculețe asemănătoare sau cel puțin partea a doua. Aici îmi trebuie și rubelnița. Unde e tunelul ăla pe care voi îl ziceți? Că zic că Felix poți să scapi prin tunel. Mă, am scăpat pe ușă cu Granny, cu barcă, cu toate nebunile, dar în tunel chiar n-am scăpat. Trebuie să pun poza asta, mi se pare că am găsit o chestie. Asta de la Seif. Ok. Asta o poți dărâma. Aici să pun cușca. Opa, ăsta nu era înainte aici. Geamul ăsta nu era. Am uitat că pot să închid în saună pe asta. Mă, ce amintire am cu sauna. Trebuie să mai închid în saună. Ok, am pus asta aici, asta se deschide. Aici puteți să repar motorul, plec cu mașina. Ceva în mașină? Shotgun. Foarte bine am găsit. Ok. Să văd. Are ceva legătură cu chestia aia de acolo. Poate trebuie o scăriță să urc acolo, vedem noi. Știu că pot să închid pe asta în saună. Și leșină pe acolo. Și să știți că chiar asta am să fac. La un moment dat. Deoarece nu am arme infinite, gloanțe infinite. Să văd unde e asta, că au trecut deja 2 minute. Și sigur și-o revenit. Asta pot să-l deschid, că nu mai știu eu, să vedem ce găsim aici. O luăm așa treptat, că eu nu mai țin minte exact jocul și... Vedem care-i faza, ce am găsit aici? De citit, aici nu-i nimic. Hai în curte. Mergem în curticică. Foarte interesant geamul ăla acolo din de jos. S-ar putea pe el să putem să scăpăm. Vedem prin care-i faza. Ok, ce avem aici? Ok. Asta e chestia... am uitat că pot să merg aici. Trebuie aici manivela, dacă mai țin o minte. Aici. Ok. Asta trebuie să o deschid cu un lacăt. Mamă, dacă te chestii trebuie și aici, parcă... Opa! Ia uite! Cred că am găsit pe unde să mergi în tunel. Oh, de mine asta e de la toaletă! Mamă, cred că mori aici. Deci cred că cât infecții aici... Deci mori! Instant mori! N-ai să mergem să vedem care e faza. Că am găsit tunelul. Ok. Nu mă rătăcesc pe aici. Ce e chestia asta? Ai perete. Uite, cu uși, cu tot ce vrei. Uite, asta nu e geamul de la... Îi duce în altă parte. Mamă, câte geamuri sunt. Stai. Unde am ajuns? Mamă, dar unde am ajuns? În pod? Șemineu? Cioara asta trebuie să-i dau ceva, cred. Cred că trebuie să-i pun mâncare la asta.
Și aici... Ce este? Am ajuns în ușa după asta. M-am prins unde este. Aici ce avem? Parte de pușcă. Numărul 2, să luăm pușca cu noi. Ok, need a hammer, trebuie ciocan. O să pun asta aici. Spune aici să închid ușa, să nu vină guranea asta. Ok, cred că am aproape toate pentru pușcă. Aici niște la trebuie să folosim pușca. Aici mai trebuie ceva. Opa, o să deschide. Aga, benzină. Bun, cred că benzina o să ne trebuiască numai pentru mașină, dar vedem. Asta e încuiată. Deci nu pe aici, nu am luat-o bine. Ok, pe aici am venit. Atunci mă duc înapoi sus, dar am făcut o mică sfeclă. O sfeclă mare tot, deoarece am făcut gălăgie. Parcă văd că vine bune asta. Deci aici nu poți face nimic. Aici geamul ăsta ceva, aici se pune ăsta greu. Aici am trebuit ciocanul. Ok, hai să vedem ce putem să facem. Unde e groanii bunii tău? Nu o să pun pușca. Bă, vă spun sincer că mi-este frică să mă duc pe aici, deoarece groanii sigur m-au auzit. Dar merge, nu o să facem pușca. Oricum s-au schimbat câteva chestii, după cum se vede. Unde e șurubelnița aia, mamă, cât alegi pe aici după șurubelniță? Dai că să fac chestia în care o închid pe groanii jos. Chiar vreau să o fac, pentru că așa pot stau și mai liniștit aici, că parcă am niște stres și eu. Uite, că jos e. Mă, fato! Haide! Mă duc să o închid. Așa. Asta o să vin aici. Du-te acolo. Bă! M-au văzut! Ai! M-au văzut! Ce mă enervezi! Bunica lupește! Ce parte e aia? Trebuie să vină din partea aia. Așa, vină din partea aia. Iar m-au văzut. Dacă reușești ceva. Că asta mă vede. Poate nu m-a văzut. Bă, nu mai poți să o ascunzi în saună, băi! Asta te vede! Stai că trebuie să mă bag în ăsta. Mamă, urât-o. Urât-a, mă duc sus, nu mai te bag acum în saună. Mă lași în pace. Să mă ascund în ăla. Mamă, ce vede ea repede tot. Nați, închid ușa în nară. Vedem ce găsim pe aici. O să vină asta după mine, da, ce zi fac. Parcă văd că vine. Uite aici, leverul ăsta să deschidă. Asta e bun. Ce e asta? Îmi trebuie o cheie. Cred că acolo merge în subsol la. Uite cartea. O să deschizi pe maica sa. Mă duc afară. Uite și pe acolo am uitat că pot să merg. Să am grijă să nu vină asta după mine. Ia stai aici. Oh, nu! Uite cum bate la ușă. O voi vedeți? Uite. Dar nu vine, nu? Nu știu ce probleme are. Ia să vedem ce găsim aici. Trebuie să joc așa încet. Ciocanul. Văd, ciocanul e foarte bun. O să-l văsesc acum. Deoarece... Nu știu de ce nu alerg mai repede. De aici mă bag. Și era acolo ușa care îmi trebuia ciocanul. Poate îmi trebuie în două locuri ciocanul. Iar cad în mâzga asta. Bă, țineți-se că mâzga asta e infecție curată. Nișoareși nu vezi aici. Ai. Hai să mă duc unde puteam. Parcă mergeam aici la etaj, parcă aici trebuia ciocan, nu mai știu ce. Vedem ce putem să facem. Știu că baba e jos. Ok, ciocanul ăsta e foarte bun. O să las aici. O ce găsim pe aici. Special key. Și asta unde se folosește?
Nu mai știu. Ușa specială? Nu mai știu să vă zice special key-ul, mă credeți? Nu mai știu. Absolut deloc. Ah. Dar eu nu pot să merg pe unde am venit, trebuie să merg pe aici. Nu mai pot să merg pe unde am venit. Trebuie să merg pe aici. Să nu vină baba. Oi! Space! Fugi! O să mor, o să mor! Ai de mine, baba lupește! Ce mă enervează! Parcă ai... A, nu, că nu mai știu pe unde. Pe unde, pe unde mergi tu sub solitea? Baba babelor, hai! Hai, că e bine acum. Nu mă știu unde m-am băgat. Du-te. Du-te în saună. N-a stai acolo și leșină. Mă duc eu să-mi văd de treaba mea. Aici? Nimic, frate. Hai să iau cartea asta. De ce nu? Asta pot să-l dărâm. Aici să văd eu ce pot să fac, că trebuie să găsesc un spider key. Mamă, cheia paianjen! Dar ce ai ascuns acolo? Așa. Și acum am deschide chestia asta. Și aici e maică-sa. Maică-sa și remote control, mersi. Asta iar învie. Nu mă interesează. Trebuie să plecă fiica ta. Îmi creează probleme. Hai să vedem aici jos ce putem să facem. Știu că cu chestia asta parcă deschideam aici. Și de aici. Baterie și spray. Ah, speram să găsesc alte lucruri. Uite că vine. Basta, nu te omoară! Hai de viața mea! Rezistentă, bă, la spray. Că miroși tu cu miroși și de asta nu te afectează spray-ul. Scuză-mă. Văd ce pot găsi pe aici, pe sus. Mamă, dar nu găsesc cheia asta aia de paianjen, deocamdată. Unde e cheia de paianjen? Nu! Nu, am căzut! Au, ce nervantă-i. Ok, ce e chestia asta? Spider key! Oh! Ia uite, m-am cheia de paianjen. Hopa! Că cheia de paianjen mi-o dă dacă o eliberez pe asta. Nu mă așteptam. Bun, o să iau cleștele cu mine, în caz de întrebe, că cleștele de obicei trebuie la toate ușile. Că am găsit cheia de paianjen. Destul de fain. Bun! Mamă, ce tare! N-aș tuta asta, vedeți? Eu nu... Eu, v-am zis, eu când joc jocurile, joc așa la... La blind. Uneori e mai bine, altori e mai rău, dar așa îmi place. Așa cred că ar trebui să joace toți. Dar na. Bun, hai să mergem aici. Unde am ajuns? De aici nu... Mamă, dacă aș cădea în realitate aici, nici măcar n-aș ști cum să mă întorc înapoi. Aș m-aș criza. Nici nu cred că am semnal aici. Oh, am găsit un coil și uite ce chestie. Ce-i asta, mă? Ce-i asta? O bancă? Și mai jos în canal. Dar de ce ați construit, mă, chestiile astea? Fai, parcă... parcă văd că e ceva pe aici. Parcă văd că e un rangutan pe aici. Aici unde duce, e sus. Scap, ies. Aici e asta pe la... Am înțeles. Deci în caz de mă urmărește cineva, pot să fug pe acolo. Dar n-are de ce să urmărește că e la practice, nu? Ce practice, fratele meu, că am văzut cât am un paianjen, bă! Dacă paianjenul merge stânga, eu merg dreapta. Ce e aici? Ce asta? Nimic, a? Uite-l, uite-l, uite paianjenica! Uite paianjenica! Nu vine pe mine, nu? Ați multe lucruri din astea care pot să umblu. Nimic.
Uite! Oh, fratele meu, ce e asta, mă? Bă, asta e mama lui Granny! Doamne, ferește-mă și păzește-mă! Cum poți să fii un om, zici, care ochi de afine? Ai de viața mea! Ai, ce frică mi este. Pleacă. Te rog, te rog să pleci. Te rog să pleci. Vreau, o să mă moare, dar vreau să mă duc. Pentru că altfel nu pot să trec la joc, știi? Nu sunt partea aia, merg în partea asta. Și unde mă duc, dar mă duc undeva. Ce butonul ăsta? Need the wheel crank. Ah, chestia de la... cum se cheamă? De la fântână. Aici e scary jocul. Mamă, să mă bată. Ai, mă... Aici nu intri, nu intri, nu intri. Oh, de mine. Oh, de mine, asta e mama paianjinilor. Ai, de mine, dar cum ai scapit? Deci, în realitate, eu cred că... Deci, traume pe viață. Traume pe viață. Uitați-vă și voi. Deci, trebuie să găsesc chestia asta. Așa am găsit înainte. Faza este că înainte, când jucam Granny, aveam și ciocanul. Și cred că aveam și cheia. Dar cum scap, mă, de asta? Aici vin la tine cu pușca. Trebuie să fac eu pușca să vin la tine cu pușca. Ok, faza este că trebuie să mă duc în dreapta, nu știu unde este ea. Unde am ajuns? Unde sunt? Un paianjen peste tot, asta e clar. Ah, ok, de aici am venit. Unde mergem? Ah, de aici am căzut. De ce a început? Ea pe nu poate să vină pe aici, că... E prea, capul prea mare și nu poate să intre pe astea. Închide, închide, închide. Ce trebuie? Bă, stai că n-apăs pe nimica. Uite, uite, bă, că... Cum se uită la mine, zici că e un câine care vrea mâncare. Uite, bă, ia-ți-mă picioarele din locul meu. Nu știu ce e chestia asta. Ai lift! Bine că am scăpat de ea. Unu sau doi, hai de unu. Ok, îl crank și... Pa, doi era capcană. Oh my god. Ai. Doi era capcană, dar bine că a nimerit numărul unu. Și a fost bun. Bă, ce să vă zic, oameni buni. Este o nebunie totală. M-a luat total apele și căldurile. Sunt șocat că nu s-a văzut că poate să fie șocat un om. Vă spun sincer că m-a luat prin surprindere. Am înțeles până acum ce e de făcut. Eu zic să facem încă un episod special în care am să ies din casă. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat. Deja mi-e foarte frică. O să mai fac un episod special. Dacă se adună aici destul de multe like-uri, înseamnă că vă place și comenturi. Și o să mai fac un episod în care ies. Am văzut de ce este vorba. Lasă-mă să ne vin și ne vedem data viitoare. Pa, pa!